Centrul medical pentru copii și tineret Cristian Șerban din Buzia și-a demarat în 21 august înscrierile pentru seriile de pacienți cu diabet și hemofilie. În perioada 3 ianuarie-27 decembrie 2019 se vor face programări în 30 de serii pentru pacienții cu diabet zaharat și hemofilie, iar pentru recuperare perioada acoperită este 3 ianuarie-28 decembrie, împărțită în 26 de serii. Se pot înscrie copii și tineri cu vârsta de până la 44 de ani. Însoțitorii copiilor și ai pacienților nedeplasabili se pot interna în condițiile legii și cu sprijinul Fundației Cristian Șerban. Instituția este unică în România prin profilul ei, înființată anume pentru copii și tineri cu diabet zaharat și hemofilie, cărora în timp li s-au adăugat și alte categorii de bolnavi. Centrul de la Buziaș este un spital public, fiind introdus chiar de la început în sistemul medical de stat, ceea ce înseamnă că pentru pacienți totul este gratuit. Pacienții cu diabet zaharat care vin la centru vor primi diagnosticul corect și vor beneficia de adaptarea dozei de insulină. În plus, vor învăța despre tehnica măsurării corecte a glicemiei, efectuarea corectă a injecției de insulină și întocmirea propriei alimentații. În ceea ce privește pacienții care suferă de hemofilie, aceștia vor beneficia, pe lângă investigațiile necesare, de un program de educație medicală și suport psihologic care le va face mai ușoară lupta cu boala.